După 7 ani în care a practicat handbalul, Ene Alina a luat pauză de la orice activitate sportivă în urma unei operații la spate. Problemele au apărut din cauza loviturilor suferite la handbal, însă după ce s-a refăcut complet, tânăra s-a reprofilat și a dorit să încerce și alt sport și așa a ajuns să practice boxul feminin, care, spune ea, o reprezintă în totalitate. Am obținut titlul de vicecampioană europeană la campionatul european de la Târgu Jiu Under 22, la categoria plus 81 de kilograme. Găbița, așa cum o alinta antrenorul Constantin Gălbenușe, depune eforturi mari pentru a se menține pe linia campionilor, întrucât tânăra este înainte de bacalaureat și își împarte timpul între școală și antrenamente. Uneori se antrenează și de 2 ori pe zi înaintea competițiilor importante, chiar și în weekenduri. Tânăra recunoaște că pentru o asemenea performanță este nevoie de multă muncă și în această perioadă, deși antrenamentele ei s-au decalat, întrucât se pregătește și pentru examene, antrenorul dă dovadă de bunăvoință. Voință și înțelegere, însă pregătirea o face în fiecare zi, fără întrerupere. Antrenamentele se fac în fiecare zi, înainte de competiție poate de 2 ori pe zi, inclusiv sâmbătă și duminica. Fiind în ultimul an și fiind prinsă cu școala și cu bacalaureatul, făceam antrenamente când puteam. Antrenorul a avut bunăvoința și a făcut antrenamente cu mine la orice oră, nu se mai ținea cont de programul care îl aveam la sală. Muncim foarte mult, deci nu se pune problema că nu se poate. Deși părinții fetei nu au fost de acord ca ea să practice acest sport, s-a ambiționat să dovedească tuturor că aceasta este menirea ei și a reușit să se impună. Iar într-un final, aceștia au cedat, dându-i posibilitatea să aleagă ce își dorește să facă pe viitor. Speranța boxului feminin, Alina Ene, își dorește să devină polițist, însă va continua și antrenamentele.